O să prezint, să-mi prezint colegii, după care o să ne organizăm astfel încât să fim eficienți și să nu lungim prea mult festivitatea de deschidere și momentul cunoașterii școlii și ai noilor diriginți. În dreapta mea, doamna directoare, deceanul Daniela. În stânga mea, consilierul educativ al Colegiului Tehnic Angel Salini, Bărcuteanu Anca, și subsemnatul director Tămâian Tudor. O să dăm citire mesajului venit din partea inspectorului școlar general, domnul profesor Pop Mihai, după care continuăm organizarea și festivitatea de deschidere. Mesajul inspectorului școlar general, profesor Mihai Cosmin Pop. Dragi elevi, distinse cadre didactice, stimați părinți și invitați, începem azi un an școlar plin de provocări, cu schimbări majore în organizarea întregului sistem educațional. Un an în care este important să avem încredere unii în alții, să fim convinși că maestria dascălilor din acest județ va demonstra că toate aceste schimbări vor aduce beneficii procesului instructiv educativ și mai ales vor impacta pozitiv viața copiilor noștri. Școala este spațiul unde elevul își formează competențe, abilități sociale și emoționale, învață să interacționeze cu aproapele său, este o etapă de pregătire în viața fiecărui elev, asigurându-i un parcurs performant pe tot parcursul vieții. Dragi elevi, vacanța s-a încheiat. În fața voastră se deschide ușa sălii de clasă în care veți păși cu emoție, unii pentru prima dată, legând noi prietenii, ceilalți cu nerăbdarea de a-i reîntâlni pe colegi. Nu vă promitem că va fi ușor, dar cu siguranță va merita. Fiți perseverenți, curajoși și dornici de cunoaștere. Alegeți mereu ceea ce este corect și aveți încredere în dascălii voștri care cu atâta dăruire vă sprijină zi de zi în formarea ca oameni. Dragi profesori, sunteți cei care constituiți pentru fiecare elev o punte de trecere dinspre azi spre mâine, de la o clasă la alta. Sunteți cei care, ținându-i de mână pe fiecare dintre ei, le arătați nemărginirea universului cunoașterii, punând umărul la zborul lor în viața profesională. Am încredere că în fiecare zi veți dărui acestor minunați elevi empatia de care au nevoie pentru a îndrăgi școala și a excela în tot ceea ce fac. Dragi părinți, ați fost și rămâneți mereu partenerii noștri în procesul instructiv educativ. Acordați copiilor dumneavoastră suportul emoțional de care au nevoie pentru a avea încredere în forțele proprii. Aveți copii minunați, capabili de lucruri mărețe. Stă în puterea noastră comună să le deschidem inima și mintea. Suntem încrezători în colaborările noastre viitoare, mulțumindu-vă că sunteți parte a succesului nostru școlar. O școală performantă are nevoie de o infrastructură modernă. Mulțumim pe această cale administrației publice locale, care pe parcursul vacanței de vară a sprijinit managerii unităților de învățământ, realizând investiții în școlile din jurul nostru. Vă urez un an școlar plin de reușite profesionale, încredere și înțelepciune în tot ceea ce veți realiza în viitor. Mulțumim, doamnă directoare. Un scurt mesaj o să adresez și eu din partea conducerii școlii către elevii, mai ales elevii noi care vin azi în clasa nouă, în școala noastră, și în special părinților. O școală și un demers educativ care nu costă nimic, nu valorează nimic la finalul anilor de studiu. Doar că acest cost nu este unul financiar. Așa cum știți, învățământul în România este gratuit și obligatoriu.
doar că el se plătește. Prețul pe care elevii trebuie să-l plătească e destul de mare, pentru că implică timp, răbdare, încredere în dascăl și în profesorii lor și poate cel mai scump, munca. Munca pe care trebuie să o depună umăr la umăr sau cot la cot cu profesorii de la clasă. Părinții, la fel, sunt puși în fața unor costuri mai puțin financiare atunci când trebuie să acorde încredere instituției care o să le formeze copiii. Și astăzi este singurul lucru pe care vi-l cerem, să aveți încredere în noi, să aveți încredere că elevii noștri și copiii voștri sunt prinși într-o instituție de învățământ care contează, relevantă în orașul Baia Mare, cu calificări și specializări foarte bine ancorate în piață și în câmpul muncii. Să fiți convinși și să aveți încredere că la finalul celor 4 ani de studiu, dacă elevii noștri își vor asuma alături de noi obiectivele și vor plăti acest cost, mai ales prin prezența lor la școală și prin munca pe care vor trebui să o depună, obiectivele se vor îndeplini și o să ne revedem peste 4 ani de studiu cu zâmbetul pe buze și cu niște diplome relevante și importante în portofoliu și în buzunar. Este ceea ce noi vă propunem, vă promitem, ne asumăm și cu siguranță vom și realiza. Colegilor mei, un an minunat, cu răbdare multă, cu putere de muncă, tuturor zile frumoase, multă încredere, mult succes și să ne ajute Dumnezeu să ne îndeplinim obiectivele exact așa cum ni le propunem azi, adică cu mult, mult entuziasm și dor după o vacanță relativ lungă. Succes tuturor și să avem un an reușit! Acum o să ne organizăm, ca de fiecare dată, strigând la, dar nu la careu, o să vină elevii de clasa a 9, începând cu 9A, B, C, H și clasele de profesională, doamna directoare o să prezinte diriginții, elevii o să se alăture diriginților, după care veți merge cu diriginții în sălile de clasă și cu părinții, o să cunoașteți mai bine profesorul diriginte de la clasă și o să vă prezinte pe lângă orar și infrastructura școlii și tot ce trebuie să știți ca de mâine să intrăm la cursuri așa cum se cere.